Bine ați revenit la întâlnirea noastră săptămânală. Azi trebuie să găsim răspunsul la întrebarea cu numărul 138, cu titlul Timp minim. Trei frați, Andrei, Bogdan și Cristi, au o motoretă, una singură, dar care poate duce două persoane cu viteza de 40 km pe oră. Într-o zi, cei trei primesc un telefon de la un prieten, mecanic, care are un atelier la distanța de 28 de kilometri de casa în care locuiesc cei trei frați. Și prietenul lor le spune că are nevoie cât mai repede de trei persoane. Știind că Bogdan și Cristi sunt sportivi și pot alerga pe distanțe relativ lungi de mulți kilometri cu viteza de 10 km pe oră, care este timpul minim în care pot ajunge toți trei la atelier, folosind, evident, doar motoreta și faptul că doi dintre ei pot alerga pe distanțe lungi, așa cum v-am spus. Evident că metoda de deplasare pe care ar alege-o cei foarte sedentari ar fi, de pildă, ca Andrei să-l ducă pe Bogdan până la atelier, iar Cristi să rămână acasă, uitându-se la telefon, așteptând să se întoarcă Andrei ca să-l ia și pe el. Evident, nu este cea mai rapidă, deoarece Cristi pierde vremea acasă, în loc să se deplaseze în acest timp pe jos, scurtând în acest fel distanța pe care trebuie să o parcurgă Andrei la întoarcere. Dar nici dacă Cristi ar face acest lucru, timpul n-ar fi minim, deoarece Bogdan pierde și el timpul așteptându-i pe cei doi la atelier. Din nou, în acest timp, el ar putea să alerge. Așa că timpul minim se obține dacă Andrei nu îl duce pe Bogdan până la atelier, ci îl lasă la o distanță de atelier astfel calculată încât în timpul în care Bogdan parcurge pe jos acea distanță, Andrei să se întoarcă, să-l ia pe Cristi și apoi să ajungă amândoi la atelier deodată cu Bogdan. Și în acest fel, nimeni nu pierde vremea, cine nu-i pe motoretă merge pe jos, nimeni nu stă nicio clipă, deci timpul este folosit la maximum. Dar aici apare dificultatea. La ce distanță de atelier trebuie să lase Cristi pe Bogdan? Și credeți-mă, nu e o întrebare ușoară, e o problemă de cinematică destul de grea pentru cei mai puțin obișnuiți cu astfel de probleme. La rezolvarea unor astfel de probleme te poți ușor încurca în ecuații de mișcare. Dar așa cum v-am promis, vă voi arăta o metodă mult mai simplă de rezolvare, o metodă care presupune că știm doar că în mișcarea uniformă, distanța parcursă este proporțională cu viteza. Deci dacă două mobile se deplasează același timp, atunci distanțele parcurse de ele sunt proporționale cu vitezele lor. Am făcut o animație care ne va ajuta să găsim răspunsul. Andrei este cercul alb, Bogdan cel albastru și Cristi cel roșu. După cum vedeți, ei se deplasează, așa cum am spus, că trebuie să o facă pentru ca timpul să fie minim. Andrei trebuie să fie tot timpul pe motoretă pentru că el este cel care nu poate să alerge atât de bine cum aleargă ceilalți doi. Dar animația ne ajută să observăm că distanțele parcurse de Cristi și Bogdan pe jos sunt egale. Observați că distanța dintre primele linii verticale, albe, adică distanța parcursă de Cristi pe jos, este egală cu distanța dintre ultimele două linii albe, adică distanța parcursă de Bogdan pe jos. Dar imaginile, desenele, animațiile ne pot păcăli. Așa că pentru a fi siguri, ar trebui să înțelegem de ce sunt egale cele două distanțe. Se poate ușor demonstra matematic acest lucru, dar așa cum am spus de multe ori, în această serie încerc să pun întrebări la care răspunsul se poate găsi cu ajutorul logicii sau cu ajutorul unor metode care sunt la îndemâna tuturor. O metodă tot vizuală este să comparăm deplasările pe care le-ați văzut cu aceleași deplasări în cazul în care timpul ar curge invers. Puteți acum să vedeți cele două animații corespunzătoare celor două cazuri.
Și vă rog să observați că mișcările sunt simetrice. Cristi și Bogdan se deplasează pe jos același interval de timp. Și dacă timpul și vitezele cu care aleargă cei doi sunt aceleași, atunci și distanțele parcurse de ei trebuie să fie egale. Acum știm că distanțele parcurse pe jos de Bogdan și Cristi sunt egale. Și întrebarea își poate găsi mult mai ușor răspunsul. Am făcut un desen în care am notat distanțele parcurse pe jos de cei doi cu X, distanța totală cu D mare și ceea ce a mai rămas din această distanță dacă scădem distanțele parcurse pe jos cu D mic. Andrei și Bogdan se deplasează cu motoreta pe distanța X plus D, iar apoi Andrei, după ce îl lasă pe Bogdan, se întoarce și parcurge distanța D mic ca să ajungă până la Cristi. Deci din momentul plecării până când îl ia pe Cristi, Andrei parcurge cu motoreta distanța totală X plus D mic plus D mic, adică X plus D la dus plus D mic la întors. În acest timp, Cristi parcurge distanța X. Dar știm că distanțele parcurse sunt proporționale cu vitezele. Iar motoreta are viteza de 4 ori mai mare decât mersul pe jos. 40 km pe oră față de 10 km pe oră. Și asta înseamnă că distanța parcursă de motoretă, X plus 2 de mic, trebuie să fie de 4 ori mai mare decât distanța parcursă pe jos de Cristi, cea notată cu X. Și avem atunci ecuația 2 de mic plus X egal cu 4X, din care rezultă 2 de mic egal cu 3X sau D mic egal cu 3X supra 2. Și acum dacă l-am putut exprima pe D mic în funcție de X, putem să exprimăm distanța totală în funcție de X. Distanța totală de mare este, după cum vedeți, egală cu X plus D plus X, adică X plus 3X pe 2, expresia lui de mic, plus X. Ceea ce ne dă 7X pe 2. Deci 7X pe 2 este egal cu D mare. Și dacă ținem seama că D mare este 28 de kilometri, obținem pentru X valoarea de 8 kilometri. Și pentru că D mic este egal cu 3X pe 2, înseamnă că el este egal cu 3 ori 8 împărțit la 2, adică 12 km. Acum, dacă știm cât este X și de mic, putem foarte ușor să calculăm cât durează toată deplasarea, pentru că putem calcula ce distanță parcurge motoreta în tot acest timp. Odată parcurge distanța X plus D mic până când îl lasă pe Bogdan, adică 8 plus 12, 20 de kilometri. Apoi se întoarce și parcurge distanța D mic ca să-l ia pe Cristi, adică 12 kilometri. Și apoi trebuie să parcurgă din nou distanța D mic plus X, adică 20 de kilometri, ca să ajungă la atelier. Deci motoreta parcurge în total 52 de kilometri. Și deoarece se deplasează cu viteza de 40 de km pe oră, înseamnă că timpul în care parcurge această distanță se poate calcula împărțind distanța la viteză, adică 52 de km împărțit la 40 de km pe oră, ceea ce ne dă 1,3 ore, adică 78 de minute sau 1 oră și 18 minute, și acesta este timpul minim, realizabil în condițiile date. Dacă motoreta s-ar deplasa de acasă la atelier, apoi de la atelier acasă și încă o dată de acasă la atelier, ar trebui să parcurgă de 3 ori distanța de 28 de kilometri, adică 84 de kilometri, ceea ce ar lua mai bine de 2 ore la viteza de 40 de km pe oră. De fapt, ar lua 2 ore și 6 minute, deci mult mai mult decât prin metoda pe care am găsit-o.
Ca de obicei, când explicațiile legate de o întrebare sunt relativ lungi, vă voi pune o întrebare simplă și scurtă. Un fermier avea două tractoare identice, să le spunem tractorul A și tractorul B. Ele aveau puterea de 60 de cai putere. După ce le-a folosit câtva timp, motorul tractorului A a cedat. De fapt, a apărut o problemă atât de gravă încât motorul nu mai merita să fie reparat, prețul ar fi fost prea mare. Dar un atelier mecanic i-a propus să pună un motor nou, mult mai performant și mai puternic, de 100 de cai putere și mult mai ușor. Fermierul a acceptat și când s-a prezentat la atelier ca să ia tractorul, cei de acolo i-au spus că, schimbând în afară de motor și alte lucruri legate de transmisie și altele, greutatea tractorului s-a redus cu vreo 300 de kilograme. După ce a adus tractorul de la atelier, fermierul a pus doi tractoriști să lege cele două tractoare cu un cablu foarte solid, spate la spate, și să încerce fiecare să-l tragă pe celălalt după el. Presupunând că cei de la atelier i-au spus adevărul fermierului, care tractor l-a tras pe celălalt după el? Tractorul A, adică cel cu motorul nou, sau tractorul B? Mulțumesc pentru atenție, pe săptămâna viitoare!